Nicolici îl angajează pe Kipciu, care iată a rămas pe flancul stâng împreună cu Tănase. Flancul drept lăsat de izbeliște lui Martinovici. Da, dar a creat superioritate aici, atâta timp cât a stat Kipciu. A fost pericol, obțin din nou lovitură de la gol și Steaua a fost periculoasă la aceste faze fixe. Aceeași dispunere în care eu, atât Astele cât și Astrei, vor fi dueluri om la om. Duelul corp la corp, dacă vrei. Iată, lovitura de cap și este gol. 2-1, scrie Martinovici. Asta înseamnă un corner bine bătut. Gol și pasă de gol, Novak Martinovici. E drept și un plasament eronat la golul Astrei. Lovitura de cap a lui Martinovici este însă exemplar. La fel și cornerul executat de Bourcea. Două goluri marcate într-un interval de 4 minute de Steaua. Atât de mult am lăudat defensiva Astrei până la cele două goluri înscrise de Steaua într-un interval de 4 minute. Atât de mult a greșit defensiva lui Bogdan Stelea. Nu e neapărat o greșeală de concepție, este pur și simplu un duel corp la corp, cum spuneam înainte de corner, dar să vedem șutul lui Rusescu, care îl prinde un pic nepregătit pe Silviu Lung. Poate că ar fi existat și o soluție mai altruistă de continuare a acestei faze. Rusescu l-a văzut însă pe Lung în retragere, alergând cu spatele, și a crezut că îl poate prinde. Dacă mingea era mai pe colț, sau mai pe sus. Da. Spuneam, nu este vorba neapărat de o eroare de concepție în apărare. Pur și simplu Martinovici a fost mai puternic decât oponentul său în acel duel corp la corp. Da, în general antrenorii sunt foarte mulțumiți atunci când reușesc să dea gol din fază fixă, în special din cornere. Sunt faze lucrate, sunt faze care dau rezultate atunci când echipa reușește să înscrie din corner. Cere mingea Fatai, iese la timp din coartă Tătărușanu, nicio presiune până acum pentru defensiva Stelei.